Așa cum am promis, continuăm review-ul nostru cu Eboda V200, adică flagship-ul celor de la Eboda, cel mai performant telefon pe care ei îl vând, cu două SIM-uri. Și a fost destul de lăudat pe bună dreptate acest telefon, pe care și eu l-am testat în ultima perioadă. Am cuvinte de laudă pentru un telefon care la momentul review-ului meu costă doar 600 de lei și se laudă cu niște specificații bune. Așadar, dăm deoparte V100 pe care l-am testat deja, să trecem la V200. În pachet telefonul și sub acest sertaș de plastic catifelat avem încărcătorul USB, cablu USB, micro USB și cum o USB, să vedem de cât e. 700 de miliamperi. Ar trebui să încarce bateria, tot așa, în vreo 2 ore jumate, 3, fără probleme. Bateria din specificațiile producătorului este... se dă doar autonomia ei, că în teoria să țină pe 3G 630 de minute, adică 10 ore. Dar poate găsim de ceva în interior pe baterie, să vedem. Nu avem. Dar ne întoarcem la chestiile astea imediat. În pachet mai e un manual de utilizare. Încă un capac de spate negru lucios, pentru că mai există și unul alb. Așadar poți să îi schimbi spatele după bunul tău plac. Niște căști. O folie și o microfibră pentru întreținerea ecranului. Și garanția. Bun, hai să trecem la specificații. M-a lămurit cu bateria, 1800 de mAh, zice pe cutie. Bun, telefonul acesta. Concluzia mea este, după ce l-am folosit, e că e unul dintre telefoanele alea simple și bune, de la care nu trebuie să ai așteptări extraordinare, dar și atunci te va surprinde cu adevărat. Pentru că, din punct de vedere al specificațiilor, da, este un MediaTek quad-core, adică un procesor quad-core chinezesc de la MediaTek, tactat la 1,2 GHz. Și este o platformă dual SIM care a fost folosită deja cu succes pe foarte multe telefoane. Procesorul grafic este un PowerVR SGX544. Nu este el foarte competent în jocuri și nici nu mi-am propus să-l testez prea mult în zona respectivă. O să vă arăt doar ce a făcut în benchmark-uri ca să vă faceți o idee cam pe unde se poziționează. Ranking. Bar chart. Al nostru, noi am făcut încă testul. Dar putem să-i vedem informațiile. Așadar, este un Android, un Jelly Bean 412 cu specificațiile care vi le-am spus, însă ce este îmbucurător este că ecranul care este un IPS cu o rezoluție de 540x960. Și am mai văzut chestia asta inclusiv pe telefoane mai spălate de la mărci, mai cu blazon. Camera 2 megapixeli este de asemenea o surpriză plăcută și o să vedem asta împreună. Și este un dual SIM dual standby. Camera frontală este de 1,9 megapixeli și este în stare să dea video 720p. Bun. Ziceam de camera foto. Suficiente funcții pentru fotograful amator care are nevoie de o poză pe care s-o transmită repede. Are inclusiv focalizare prin atingere și face niște poze bune. Uite, mașinuța noastră are detalii, destul de mult zgomot dacă te apuci să faci zoom, însă poza în ansamblu este decentă. Și hai să vedem și alte poze pe care noi le-am făcut în ultimele zile. Iată poze din București, culori bune, contrast bun, tratează bine lumina, senzorul de 8 megapixeli face o treabă bună în condiții de lumină complicată, cu reflexii, cu umbre, face și un pic de HDR, fără probleme. Așadar, în condiții de utilizare normală, pozele sunt utile pentru a le posta pe rețele sociale și uite, inclusiv face și o focalizare destul de interesantă atunci când încerci să obții astfel de efecte. E ușor să păcălești orice fel de cameră să-ți dea poze bune în astfel de condiții și vreau să văd aici unde este lucios, dacă am detalii. Cum să zic, calitatea este bună. Bună spre foarte bună. Uite și culori. Florile din imagine arată bine. În condiții de lumină de zi, detaliile sunt bune, nu am ștersături sau chestii defecte foarte greșite. Uite cât pot să zoomez, pe exemplu, și în continuare firma aceasta se vede bine pe clădire. Într-un cadru general am strâns destul de mult. Așadar, cei 8 megapixeli nu sunt 100% acolo, dar sunt poze peste medie.
Focalizarea, în schimb, poate fi uneori problematică. Aici, pe suprafața lucioasă, spre exemplu, în loc să facă focalizarea pe cel mai apropiat punct, s-a dus în spate către schelă. Și asta e o poză de la noi din studio. Așadar, fără să îți bați foarte mult capul, dacă vrei un telefon dual SIM de doar 600 de lei, cu capabilități decente, V200 se va achita o rezonabil de ele, pentru că are și Wi-Fi, și Bluetooth, și GPS, conexiune de date pe care poți să o selectezi între cele două, rulează majoritatea aplicațiilor pe care le vei folosi în mod normal, fără niciun fel de problemă. La jocuri nu m-aș hazarda să fac prea multe și cu cât îl încarci cu mai multe lucruri, s-ar putea să înceapă să gâfâie, pentru că nu are foarte mult RAM, are 1 giga, dar are doar 4 GB de stocare și va avea neapărat nevoie de un card SD. Și dacă tot am ajuns la interne, hai să desfacem capacul și să vedem ce ne oferă. La interior aici avem slotul de card micro SD și cele două sloturi pentru SIM-uri de mărime normală, dar eu folosesc un adaptor, spre exemplu, aici pentru nano SIM și aici un SIM de mărime normală. Ce m-a încurcat pe mine este că chestia asta de la Blitz uneori se dezlipește și trebuie să o pui la loc. Nu e întotdeauna... nu sunt întotdeauna foarte bine asamblate, dar ăsta mie mi-a rezistat foarte bine și este unul dintre telefoanele accesibile pe care m-am trezit folosindu-l neașteptat de mult. E un număr de telefon pe care îl folosesc în el pentru anumite teste și a rezistat fără niciun fel de probleme în tortura pe care am aplicat-o în ultimele luni. Răspunde bine la comenzi, nu se plânge și nu face scandal. O chestie interesantă, puțin ciudată poate pentru mine, cei de la Eboda au ales să pună pe el două magazine de aplicații, așadar să nu te surprinde când o să vezi că îți vin actualizări pentru aplicații și de pe One Mobile Market, dar și de pe Google Play. Și în rest, nu am ce să vă zic mare lucru. Este un Android în care nu s-a umblat foarte mult și câte vreme nu ai așteptări extraordinare de la el, se va achita, vă spuneam, cu brio de ele, ba chiar te va surprinde unori plăcut. Autonomia bateriei este bună câte vreme ai datele oprite și mergi mai mult pe Wi-Fi, lucru care este valabil mai ales atunci când ai cartele preplătite și nu prea ai foarte mult net în abonament. Un telefon pe care îl recomand celor care au nevoie de un telefon accesibil, dual SIM și care să facă și niște poze decente. Cam atât despre Eboda V200. Pozele de test pe care le-am făcut o să le găsiți într-o galerie de pe blog, specificații și comentarii tot acolo. Nu uitați să dați un subscribe pe YouTube și până data viitoare, numai bine!